63 de zile. 63 de zile. Ei, dar vine de soluția ta. Acum ai văzut pe acum ai văzut tu. Măsura lui e o... Măsura lui AOC egal cu 90 de grade. Deci, zice, măsura lui AOC, da, așa spune. A doua rezolvare. Da, soluția 2. Acum cu ăsta, soluția 1. Soluția 2. Ca să vedeți cum se face mai mult diferit. EOC. Măsura lui EOC. Da. Dar mai întâi trebuia să zic că AOC, n-am uitat să spun asta, AOC, nu am avut timp să scriu, e, dar o zic care există, da? Da. De sub. Tot așa, măsura lui AOE, măsura mai întâi. Dacă te-au tot, AOE egal cu 22 de grade și 30 de minute. 22 de grade și 30 de minute. Din cele două, nu. Ba și da. De sub mai adăugăm. Sau putem scrie aici. Da. Măsura lui... Rezultă măsura lui E O C. Măsura lui E O C. Este egală cu măsura lui A O C. Corect. Minus A O E. Măsura? Măsura lui A O E. A O E. Și egală cu? Și egal cu 90 de grade minus... 22 de grade și 30 de minute, care va da 67 de minute și 30 de... 67 de grade și 30 de minute. 30 de minute, da? Și așa, și așa. Ce contează? Asta nu are importanță, dar spunem că și o altă variantă. Da. Trebuie să sumăm un ghiot din 90 și după asta crești tot. Deci este așa și ajut. Iată, încă o dată, insist și iar insist. Cel mai important lucru să vă obișnuiți, să spuneți așa, ce să dă, ce să cere, ipoteză, concluzie și demonstrație de rezolvare. Dar aici sunt rezolvare. Demonstrația înseamnă rezolvare. Adică o să rezolvăm și o să arătăm concluzia. Da, ne ascultă, domnul profesor. Da? Iar în clipa în care mă apuc de fiecare punct, scriu, plecați atenție, cu tot ce avem în ipoteză, plecați legat de punctul respectiv, cu informațiile care știu eu, adaug, bisectoare. Îmi bate unghiul două, spun chestia asta, calitatea bisectoare, tot ce spun. Și trebuie să spun, rezultă în baza unor lucruri care le știu eu. O să vedeți, o să spun, în baza teoriei nu știu ce, baza nu știu cum, rezultă asta. Asta ajunge, da. O să ajung mai târziu. Dar acum, doar calitatea de bisectoare. Îmi bate unghiul două, unghiul congruent. Unghiul două, unghiul de aceeași măsură. Corect. Da? Două unghiuri congruent sau două unghiuri de aceeași măsură. După ce înțelegeți asta, nu o să mai faceți nicio clipă. Dom'le, ești atât de atent pentru că trebuie să-i spui celui care îi transmiți toată treaba asta. El trebuie să înțeleagă că tu știi să raționezi și nu arunci niște acolo relații pe tablă fără să fie într-o legătură. Sigur, gata, domn profesor, facem sinteză, că nu mai au temă și vineri pentru ei. Da? Da. Și-am făcut un iuria de recenze de sectoarea unui uni. Deci, să zicem. Mă gândesc că e de loc. Deci, sinteza. Sinteza orei. Ce? Bisectoarea unui uni. Bisectoarea unui uni. Uni. Oare cum din aliută mai pe domnul profesor? Unghiul de adiacente, suplimentare. Corect, unghi alungit. Unghi. Alungit. Colinearitate, Colinear. Unghi. Suplimentar sau alungit. Alungit sau unghiul suplimentar? Da. Unghiul adiacente? Unghiul adiacente. Am vorbit ca o becoliniare. Punct de formare. Da, uite, dar bisectoare, am zis, clar, un unghi, unghi alungit, unghi... Unghi complementare, suplementare, am avut și asta, da? Da. Complementare. Suplementare. Almas.
asta a fost. Cum faceți finalul, copii? Să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la Prof Online. La revedere! Weekendul plăcut! Să spuneți la toată lumea! Nu mai au nici forță, domn profesor. La revedere!